Agentul de poliție Grigorescu Gheorghe din comuna Diculești este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor continuate de luare de mită, abuz în serviciu, favorizarea făptuitorului, complicitate la furt de arbori de pe terenurile cu vegetație forestieră și pentru săvârșirea două infracțiuni de braconaj cinegetic. El urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În cauză s-a dispus reținerea inculpatului Grigorescu Gheorghe, iar față de alți patru inculpați, procurorul de caz a dispus luarea măsurii controlului judiciar. Potrivit procurorilor, în perioada august-octombrie 2017, agenții de poliție din cadrul posturilor de poliție Valea Mare și Diculești, respectiv Turică, Dobrin, Laurențiu și Grigorescu Gheorghe, dar și angajații Oculului Silvic Bălcești, Gheorghe Gheorghe și Gheorghe Constantin Laurențiu, cu ajutorul altor persoane fără calitate specială, ori în scopul favorizării acestora, inclusiv a inculpatului Munteanu Aurel Daniel, și-au încălcat în mod constant atribuțiile de serviciu. În aceeași perioadă, agentul de poliție Grigorescu Gheorghe, șeful postului de poliție Diculești, a identificat personal în mod constant persoane care doreau să achiziționeze material lemnos, în special pentru încălzirea locuinței, fără documente legale, acesta fiind cunoscut ca o persoană care practic se ocupă de comerțul cu lemne. Sumele de bani reprezentând prețul lemnelor au fost încasate, în marea majoritate a cazurilor chiar de către agentul de poliție reținut.